Eu cred că în Republica Moldova drepturile omului se respectă, nu știu, în proporție de 80-70%. Depinde, cred că și de clasele, ce minorități sunt la noi în țară. La noi încă nu e democrație. Sunt respectate numai 40%. În Republica Moldova lucrurile s-au ameliorat mult în ultimul timp. Oricare ar fi implicațiile politicului, noi oricum știm deja, suntem informați. E cu totul altă situație decât era 20-30 de ani în urmă, lucrurile stăteau cu mult mai prost. Și de ce noi trebuie să ne bucurăm și să aplicăm tehnica pașilor mărunți? Cât mai multă informare, dar nu doar informare seacă, dar implicare cu activități de voluntariat, cu sporirea activismului civic al tinerilor, ca ei să-și dea seama că de ei depinde viața pe care își vor clădi-o în viitor. Un procent așa undeva vreo 70, eu aș zice că sunt respectate. Я не думаю, что они соблюдаются в полной мере. Больше приложить усилий для того, чтобы они соблюдались. Nu cred că se respectă la noi. E mare corupție la noi, ca de ce, în țară. Eu cred că toate drepturile, în general, sunt respectate undeva la 70% din 100. Совершенно не соблюдаются, я считаю. Ну, я считаю то, что людям тяжело вообще жить в Молдове, потому что работу найти тяжело, тяжело оплачивается, и зарплаты маленькие. В Республике Молдова соблюдается права человека в пределах 50%. Drepturile omului nu se respectă absolut deloc. Un procent foarte mic. Cred că dreptul la justiție la momentul dat este cel mai încălcat. La justiție, la muncă, la educație, la tot. Sunt încălcate. Tot se vorbește despre limbă, despre limbă. Noi toți avem dreptul să vorbim în limba noastră, dar odată ce locuim într-o țară unde se numește, vă zic, să zicem, iată, Moldova, toți absolut e necesar ca să știe limba de stat. Consider că cel mai încărcat drept, cred că e sănătății. Nu e medicina în sate, tare. Dreptul la libertate de exprimare, probabil că asta. Скорее всего, медицинские права больше не соблюдаются. Тяжело, во-первых, сейчас попасть в больницу и вообще просто тяжело попасть на прием к каким-либо врачам. Da, și eu aș socotești la sănătate și la muncă, eu cred că sunt tot încălcate. Не соблюдается право слова, потому что если человек там имеет свое мнение, то его достаточно сложно высказать, мне кажется, у нас в Молдове. Eu cred că cel mai încălcat drept este dreptul de a primi un ajutor calitativ medical. Pentru că dacă dorești să primești ajutor calitativ, неапарат требуется мерч ла клинича привати. Именно в правовой основе, вот именно в судебных инстанциях часто несоблюдение этих прав. Нич ла медицина, нич ла мунка, но се респекта дрепторли омулой. Чел май инкалкат есть дрептор ла юстиции.